Dragi prieteni, oameni buni, dragi tineri, mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlament și alături de colegul meu Dinu Plângău, la fel deputat în Parlament din partea platformei DA, și împreună cu colegii noștri din organizația de tineret de la partidele PAS, platforma DA, Partidul Unității Naționale și Blocul Unirea, venim astăzi cu un îndemn la vot pentru toți tinerii din Republica Moldova. Este clar pentru toată lumea că Republica Moldova se află la marginea prăpastiei. Suntem necați, copleșiți de sărăcie, de hoție, de corupție. Și cel mai grav este că tinerii pleacă. 140.000 de tineri au plecat în ultimii 4 ani. Trebuie să facem ceva. Cel mai bun instrument pe care îl avem pentru schimbare este votul. Și este foarte, foarte important ca, în special, tinerii să iasă la vot. Noi am vrea foarte mult ca tinerii să înțeleagă că este o oportunitate pe care o avem astăzi să putem vota, pe care părinții noștri în Uniunea Sovietică nu au avut-o și tinerii din alte generații, din alte secole, știu, nu au avut această oportunitate să voteze. Este foarte important să ieșim la vot, indiferent de limba pe care vorbim, de etnia pe care o avem. Atunci când lucrurile nu merg bine în Republica Moldova, este evident pentru toți că trebuie să facem o schimbare. Eu îndemn toată lumea să votăm Maia Sandu, pentru că este un vot pentru schimbare și pentru a ține tinerii aici în Republica Moldova. Noi tot vrem ca tinerii să rămână aici în țară. Așa că toți tinerii vă îndemn pe 15 noiembrie să mergeți la vot. Suntem în spațiu public și păstrăm distanța, de asta o scot masca când mi-este mai comod să vorbesc. Eu sunt Dinu Plângău, sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova, sunt secretarul fracțiunii acum Platforma DA, sunt vicepreședintele Platformei de Unitate și Adevăr. Sunt tânăr, dar când am avut intenția de a mă implica în politică, m-am implicat cu un singur scop: să scăpăm Republica Moldova de trecutul dubios, de trecutul care este întruchipat prin fel de fel de gesturi, mită, prin sacoșe, prin pungi negre, prin faptul cum sunt mușamalizate cazurile în care sunt implicați nepoți de demnitari publici și așa mai departe. Vrem cu toții să trăim într-o Republică Moldova frumoasă, într-o Republică Moldova în care tinerii au perspectivă, în care tinerii pot să se dezvolte personal și profesional. Pentru asta ne-am implicat. Îndemn toți tinerii pe 15 noiembrie să iasă la vot, să scăpăm de trecutul nostru dubios, să începem o nouă etapă în dezvoltarea Republicii Moldova, o etapă frumoasă, o etapă luminoasă, dar acest lucru se poate produce doar prin implicarea fiecăruia dintre noi. Am fost onorat să fiu 4 ani președintele cele mai frumoase organizații de tineret, Tinerii DA, care numără peste 400 de membri activi. În primul rând, îndemnul meu se îndreaptă către acești tineri cu care am trecut prin multe încercări. Cu acești tineri am trecut prin proteste frumoase, cu acești tineri am reușit să producem o schimbare în 2019 și îi îndemn să continuăm acele lucruri pe care le-am început încă din 2015. Acum, cât toată lumea este conștientă că prin votul nostru putem schimba lucrurile în Republica Moldova. Dacă pe timpul lui Plahotniuc asta nu era posibil, acum conștientizăm că votul nostru are valoare, conștientizăm că comunicarea noastră cu rudele, cu prietenii, poate da succes în informarea corectă a cetățenilor, respectiv, dragi tineri, implicați-vă, dragi tineri, nu lăsați mâinile în jos, ieșiți la vot, îndemnați părinții, bunei să meargă la vot și, evident, să păstreze toate măsurile de securitate, pentru că suntem și în pandemie. Mult succes și, evident, votați Maia Sandu! Mersi! Stimați prieteni, colegi într-o unitate, dragi confrați de trăire, emoție și împlinire într-o Republica Moldova. Suntem astăzi câțiva tineri aici ce își vor țara realizată înainte, poate că fiecare în felul său, în contextul doctrinei forței politice pe care o reprezintă, însă fiind drepți, cu toții ne dorim unul și același lucru, și anume modernizarea și mersul înainte a țării cu numele Republica Moldova. Astăzi reprezint Platforma Demnitate și Adevăr, și anume tinerii demnității și adevărului,
care au luptat ani de zile cot la cot și au demascat, au oprit hoțiile vechilor clase politice. Astăzi, mai mult ca niciodată, realizăm importanța unității. Astăzi, mai mult ca niciodată, realizăm importanța să avem cât mai mulți oameni buni alături de noi. Pentru că am demonstrat tuturor că împreună putem fi o forță politică extraordinară, pentru că împreună putem fi o mișcare națională capabilă să facă față vechilor clase politice. În momente ca astea, ceea ce trebuie să facem este să găsim acele repere, acele puncte comune care ne apropie și să uităm de micile disensiuni ce ne diferențiază. Pentru că doar împreună vom reuși să reconstruim și să reclădim Moldova de mâine. Să știți că astăzi, probabil, îi dăm lupta unuia dintre celui mai corupt politician din istoria țării noastre. Acelui politician care a mutilat justiția, acelui politician care a schimonosit instituțiile democratice ale statului, aceluia care a politizat complet aceste instituții. Acum este important să rezistăm și prin echilibru, prin unitate, vom reuși să câștigăm aceste alegeri. Pentru că lumea s-a săturat de hoție, pentru că lumea s-a săturat de politicieni incompetenți. Vreau să fac îndemn către toți tinerii din Republica Moldova, către toți tinerii din diaspora, și anume către acei tineri care încă mai cântăresc decizia pe care o vor lua în cel de-al doilea tur de scrutin. Prieteni, haideți să ieșim la vot! Este esențial să înțelegem importanța exercitării acestui drept, pentru că doar prin vot vom putea participa la procesul de modernizare a țării noastre. Da, Moldova de mâine depinde de noi, tinerii de astăzi. Haideți să ieșim cu toții la vot, să demonstrăm încă o dată că tinerii din Republica Moldova reprezintă o forță și în data de 15 noiembrie să spunem un da răspicat candidatului dreptei, doamnei Maia Sandu. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Ion Cobâșenco, sunt președintele Organizației de Tineret a Partidului Unității Naționale și vicepreședinte acestui partid. În primul rând, vreau să remarc această unitate în cele mai importante organizații de tineret a partidelor de pe eșchierul de dreapta și vreau să vă asigur că viitorul politic al Republicii Moldova arată frumos, cu tineri implicați, cu tineri dornici de schimbare și întotdeauna gata pentru compromisuri doar pentru binele țării. La 15 noiembrie 2020 se va desfășura turul 2 a alegerilor prezidențiale, un moment important în istoria Republicii Moldova, un moment de cotitură în care noi, prin vot masiv, putem schimba soarta acestei țări. De aici începe schimbarea. În primul rând, vreau să mă adresez tinerilor noștri, care știm cu toții, sunt niște tineri activi, dornici de schimbare, implicați și care, în primul tur a alegerilor prezidențiale din acest an, au participat circa 100.000. Știm că nu sunt foarte mulți tineri încă în țară, și cunoaștem faptul că mulți dintre ei au plecat peste hotarele țării. Cu toate acestea, țin să mulțumesc și acestei părți a electoratului din diaspora care a sprijinit și care a participat masiv la alegerile din primul tur. Respectiv, îndemn tinerii nu doar să iasă la vot și să voteze împotriva acestui regim mafiot, acestui președinte care niciodată nu și-a ținut de promisiuni. Dar vreau ca tinerii să fie implicați, să-și anunțe rudele, să-și sune colegii și să-i îndemne să iasă la vot. Cunosc tineri care au reușit performanțe de a motiva alți 10-15 tineri de a ieși la vot. Totuși, avem încă o speranță. De aici trebuie să schimbăm
politica din Republica Moldova. Noi suntem implicați și cunoaștem că viitorul ne aparține. Eu vă îndemn pe toți să participați la vot activ și să îndemnați și rudele voastre să participe la acest scrutin electoral. Mai mult ca atât, vreau să aduc și un mesaj unioniștilor să iasă la vot pe 15 noiembrie. Cunoaștem că sunt mulți unioniști în țară și cunoaștem faptul că trebuie să ne răzbunăm pe acest președinte care măcar niciodată nu a avut o vizită în țara noastră vecină, România. Țară care este principalul partener economic al Republicii Moldova. Ieșim cu toții la vot pe 15 noiembrie și votăm anti-Dodon. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi. Mă numesc Ilie Crețu, sunt reprezentantul blocului Unirea, un bloc format din mai multe partide unioniste, Partidul Liberal, Uniunea Salvați Basarabia, Partidul Popular Românesc și Partidul Național Liberal. Noi, ca fiind reprezentanții forțelor național-patriotice, este de datoria noastră să ne solidarizăm în lupta contra regimului criminal, oligarhic și mafiot, care zi de zi ne minte și pur și simplu ne face să roșim. Aș vrea să spun că în ultima săptămână minciunile lui Dodon s-au înmulțit la 10. Astăzi dimineața am găsit în ușă un pliant. Aparent, după culoare, am crezut că este un pliant a Maiei Sandu. Dar l-am citit și am văzut că este finanțat din bugetul electoral al lui Igor Dodon. Și astfel de minciuni sunt tirajate nu doar în pliante, dar sunt tirajate și în ziare, sunt difuzate la radio, la TV. Toate rețelele sociale sunt pline pur și simplu de minciunile lui Dodon și sunt absolut convins că tinerii nu vor mai tolera această minciună a acestui regim, nu vor mai tolera această atitudine discriminatorie față de diasporă, care au avut foarte puține secții de votare. Din câte am înțeles acum, în turul 2, unele își mai schimbă și adresele, ceea ce este foarte rău. Eu sunt absolut convins că tinerii nu voi tolera atitudinea selectivă a regimului față de măsurile anticovid, pentru că unii în această pandemie și-au organizat nunți pompoase cu sute de invitați, unii își protejează nepoții care circulă prin Chișinău cu automobilul în stare de ebrietate, alții ba chiar și mai trag și din pistoale. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova ne clasează doar pe ultimele locuri la toate capitolele pozitive. Suntem doar în topul celui mai mincinos președinte. Sunt absolut convins că Dodon este cel mai mincinos președinte din istoria Republicii Moldova și ar putea concura chiar și la nivel internațional. Noi, colegii de la Mișcarea Unirea, avem și o propunere cum putem să-l batem pe Dodon. Deci 1 plus 1 egal cu victorie. Fiecare dintre noi care a participat la vot ar putea să găsească încă o persoană, încă un tânăr sau un reprezentant din diaspora și să-l mobilizeze, să-l îndemne să vină la vot, să-l debarcăm odată și odată pe acest Dodon. Unioniștii sunt mai capricioși și spun des că vin să voteze împotriva lui Dodon. Da, noi toți vom vota împotriva lui Dodon, dar este important să avem curajul să spunem că acest vot împotriva lui Dodon pe 15 noiembrie înseamnă votul pentru Maia Sandu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Bună ziua! Mie îmi spune Adrian Băuțel și sunt președintele organizației de tineret PAS. Astăzi, alături cu colegii de la Tinerii DA, de la Tinerii din PUN, de la Tinerii de la Mișcarea Unirea, avem un apel comun. Dragi tineri, mergeți la vot și votați Maia Sandu. Facem acest apel comun pentru că, indiferent de apartenența noastră politică, avem o încredere comună că viitorul Republicii Moldova este în mâinile tinerilor. Avem o încredere comună că avem nevoie de un președinte care să muncească pentru tine.
care să înțeleagă nevoile tinerilor, care să promoveze potențialul tinerilor în această țară. Și acest lucru este posibil doar cu un președinte ca doamna Maia Sandu. Igor Dodon, 4 ani, în această clădire, nu a făcut nimic pentru tineri. El a aruncat la gunoi speranțele tinerilor, el a aruncat la gunoi perspectivele tinerilor și a alungat din țară tinerii din Republica Moldova. Și acest lucru, dragi tineri, l-am permis noi. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Igor Dodon este în trecut. Un președinte care își bate joc de tinerii acestei țări este în trecut. Viitorul aparține tinerilor și viitorul aparține oamenilor care sunt gata să muncească pentru Republica Moldova. În Republica Moldova urmează să vină un președinte care va munci pentru nevoile tinerilor, un președinte cu care tinerii să se mândrească, un președinte care să ducă vestea despre tinerii buni acestei țări în întreaga lume. Dar pentru acest lucru, dragi tineri, trebuie să ieșim la vot. 15 minute din timpul vostru în ziua de duminică, 15 noiembrie, poate schimba mersul lucrurilor în această țară. Poate face ca această țară să arate altfel în următorii 4 ani. Și poate face ca votul vostru, poate face ca noi să ne mândrim cu această țară și să ne mândrim cu un președinte. Un președinte care va da jos gardul neîncrederii în politicieni și va construi perspective pentru noi. Noi, ca organizație de tineret, alături de partenerii noștri astăzi, vrem să îndemnăm toți tinerii să se conecteze la rețelele sociale ale organizațiilor noastre de tineret. Toți împreună lansăm o platformă unde tinerii se poată informa. Vrem să fim alături de fiecare tânăr care vrea să meargă la vot. Și îndemnăm tinerii să intre pe platforma lavot.md. Acolo, fiecare tânăr care dorește să meargă la vot poate găsi informații utile despre cum găsesc secția de votare la care ei trebuie să voteze. Cum obțin un certificat cu drept de vot care le permite tinerilor să voteze oriunde în țară. La vot.md. Informația despre acest portal informațional și accesul către el îl găsiți la toate îl veți găsi la toate organizațiile partenere. Mai mult ca atât, pe acest portal fiecare din voi poate face ceea ce noi toți ne dorim, să aducă la vot cât mai mulți tineri. Acolo găsiți o provocare pentru fiecare tânăr care va merge la vot. Provocarea de a invita la vot cât mai mulți colegi, prieteni, rude, care știți că nu au mers în primul tur. Este important să fim uniți și este important să fim puternici, să fim solidari în efortul nostru de a avea o țară cu care să ne mândrim și un președinte cu care să ne mândrim. Accesați la vot.md, distribuiți informațiile care sunt acolo și invitați cât mai mulți prieteni să se alăture provocării de a merge la vot, de a crede că Republica Moldova merită un președinte bun, un președinte ca Maia Sandu. Eu vă mulțumesc frumos și vă așteptăm pe toți duminică la vot. Asta e. Vă mulțumim.